There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. Așa, salut tuturor. O mică rugăminte la voi să-mi spuneți dacă se aude ok, dacă muzica e prea tare sau prea încet. Ok, stai un pic, văd că e delay-ul puțin cam mare. Vedem, putem face ceva în legătură cu asta. Ok, din păcate nu pot să fac nimic. Nasol. Așa, bun, și avem, de ce ai ales acest nume la canal? Păi, nu știu, pur și simplu, adică îmi place să fac tot felul de videoclipuri despre orice, știi? Inclus, să zicem, nu știu, chestii despre lume, univers, bla bla bla, și am pus Wolf pentru că, na, e mai ok. Și facts, e de la liste, topuri, chestii. Ok, este așa. Ești răgușit? Nu sunt răgușit. Respect, ești cam răgușit. Da, probabil, nu știu. Sunt pe WC. Ok. Ce vârstă ai? 23 de ani. Vei face și gaming? Nu. Adică, nu știu, pe moment nu. Probabil pe viitor, cine știe. Cum se cheamă melodia de la început? Păi vezi că e în descriere melodia. Se numește, stai să mă uit, Best of NCS 2017, bla bla bla. Vezi că o găsești în descriere. Ce-i cu vocea ta? Ce-i cu vocea mea? Stai că nu înțeleg, da, așa, stai că nu înțeleg. Hai să mă uit, să văd cum se aude. Păi ce are vocea mea? Nu știu, văd că se aude ok. Adică acum îmi ascultam live-ul să văd cum se aude. Ce faci live-ul ăsta? Pot să răspund la întrebări și cam atât. Adică nu cred că o să fac nimic altceva. Locuiești în Buzău? Da. Bine, nu în oraș, și în apropiere. Ești încă la liceu sau la facultate? Nu sunt la liceu, am 23 de ani. Momentan lucrez. Adică nici la facultate. Ai voce super tare, man. Mersi, man, mă bucur că îți place, man. Te rog să te abonezi la canalul, nu știu ce. Nope. Îmi place vocea ta. De ce nu mai postează Ben 10? Ce Alien Force pe Cartoon Network? Păi de unde vrei să știu? Nu știu, n-am idee. Îți place sistemul românesc? Da, la nebunie. E foarte tare. Care e numele tău adevărat? Păi Dani și atât. E suficient. Ai nevoie de moderatori? Nu, momentan nu. Adică dacă am nevoie de ceva, pot folosi foarte simplu acest buton foarte uimitor pe care scrie
Blochează temporar utilizatorul sau blochează? E simplu. Asta e să mut și o chat-ul puțin să-l văd mai ok. Te auzi foarte încet. Ok, stai un pic să modific puțin în OBS, să vedem. Așa. Acum ar trebui să se audă mai ok, nu? Ia să vedem. Ok. Dar văd că nu se audă muzica de fundal. Ia asta să modific un pic. Ok, acum s-au de prea tare. Așa. E un delay destul de mare, știi, și... Și da. Nu pot să-mi dau seama foarte repede cum se aude. Dacă ai căști din chiar, normal că se aude încet. Dă și tu volumul mai tare dacă se aude încet. Eu l-am dat destul de tare, dacă îl dau mai tare de atât, o să se audă zgomotul de fundal și nu o să fie foarte ok. Așa, ce jocuri it liniuță îi plac? Ce jocuri îi plac? în general astea, survival. Știi, și jocurile cu poveste. Nu mă omor după shootere sau... Nu știu... jocuri cu sport sau chestii de gen. Na. Dacă prostia doare, inteligența ustură, nu, nu știu, n-am idee, nu sunt inteligent și nici prost, nu știu, probabil sunt undeva între, știi? Boss, vrei să-ți fac promovare la canal? Da, boss, fă-mi promovare, boss, te rog. O să-ți arăți fața? Nu. Vei face el facecam? Nu. Nu, din păcate nu. Cum te cheamă? Dani. Scrie aproape în fiecare videoclip. Știi, la început acolo scrie text by Dani sau ceva de gen. Nu dai moderator la un abonat vechi, boss? Nu dau moderator. Ce PC ai? Îl găsești în descriere. Adică găsești acolo toate componentele. Cât ai investit în canal? Ți-ai recuperat banii? Păi, în principiu, în canal am investit banii pe care i-am scos din YouTube, știi? Adică toți banii din YouTube i-am băgat în canal, în dezvoltarea canalului, gen. Asta înseamnă în componente mai bune la calculator, microfon mai bun și cam atât. Așa, salut, când vei putea, sau stai, când vei putea face un video despre PC-ul tău? De ce aș face asta? Vrei tu neapărat să vezi un videoclip despre PC-ul meu sau ce? Ai voce de creepypasta. Bă, mersi, probabil. Ai jucat Minecraft? Nu, n-am jucat. Îți place Cuphead? Nu știu ce era. Mă promovezi? Nu, din păcate. T-ai spariet? Nu m-am spariet, boss. Tu t-ai spariet? Așa. Băi, asta e o clipă că mă încurc în cablă pe aici. Oribil. Câți ani ai? Am mai spus, 23 de ani. Unde lucrezi? La o firmă de asigurări și din când în când mai fac cartă grafică. Ai un râs mișto. Mersi, măi. Mersi, măi, Diana, măi.
Mă mai ții minte. Da, Teddy Timiș, te țin minte. Ești frate cu Science Facts? Nu, suntem prieteni. Așa, te pasionează boxul? Nu. Nu mă dau un vânt. Ai vocea cam răgușită, presupun că ai cântat aseară. Ok. Te rog, salvează live-ul pentru câteva ore, că acum nu am timp să-l vizionez. Ok, păi o să rămână salvat. O să-l poți vedea după ce terminăm. Nu știu, probabil în jumătate de oră sau o oră, depinde cât de repede procesează YouTube-ul. Ai voce calmantă. Mersi. Mă bucur că-ți place. Așa, uite, Lunix 3D. Întreabă ce salariu am. Un salariu foarte mare, nu pot să-l spun. Nu, glumesc, e minimul pe economie. Dacă știi cât e, e ok. Dacă nu, poți să cauți, știi, cauți pe Google și găsești. Salut, o să faci vreodată tutorial cum editezi un video. Păi, editezi în After Effects, știi? Și pentru After Effects găsești foarte, foarte multe tutoriale dacă e să cauți, gen pe YouTube sau, nu Facebook, cum zice Google, găsești destule. Și am văzut că sunt și în limba română destul de multe, știi? Adică nu e foarte greu de găsit. Bun. Ești prieten cu Paul D'Adrian? Prieten? Adică, pui mei, nici n-am vorbit. Deci nu pot să zic că suntem prieteni sau ceva. Poți să spui bun găsit, prieteni? Nu, din păcate nu. Nu pot să spun ca D'Adrian, ca Paul. N-am timbru la vocal. Cel mai tare video al tău a fost cel despre Escobar. Păi na, nu știu, mersi, mă bucur că ți-a plăcut. Dar vezi că mai sunt și altele care din punctul meu de vedere sunt puțin mai ok decât ăla. Îți place fotbalul? Nu, adică nu mă dau un vânt. Spune-mi numele de 3 ori, nu vreau. Ce o să faci? Ești prieten cu Zaya Fett? Nu, n-am vorbit. Nu știu. Așa, ești creștin? Da, sunt creștin că nu am avut o alegere, știi? Adică nu a trebuit să aleg sau ceva. Știi? Uite, morții tăi. Dar ce-ar fi să fie morții tăi, boss? Uite, te rezolvăm imediat. Imediat, imediat. Fii atent. Poc, te-ai dus. Simplu. Ești prieten cu Mihai Bendeac? Dar ce pui mei sunt cu întrebările astea, că nu înțeleg. Așa. Cine te-a inspirat să-ți creezi canalul? Păi, la început aveam un canal de gaming, asta acum un an și ceva. După am văzut că nu merge, niște prieteni mi-au dat sfaturi să mă apuc de liste pentru că erau la început și bla bla bla. Și am început. Primul videoclip e o mizerie, îl puteți găsi pe canal. Doar că nu e ceva cu care să mă laud sau... Da. Așa. Câți ani ai? Te rog să-mi spui. Am 23 de ani. Bam, 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 bam. Bravo pentru 101.000 de abonați. Mersi, mersi, mersi. Ai mașina? Da, am mașina. Nu e o mașină foarte scumpă sau ceva. Ce părere ai despre situația Cataloniei? Crezi că ar trebui să aibă autonomie? Nu știu, nu sunt la curent cu chestiile astea. Probabil. Ce jocuri joci? Nu prea mai am timp de jocuri.
Dar nu știu, când am timp, în general mă jucam Paladins. Acum din când în când mă mai joc, cum îi zice, stai că am un lapsus. Cum n-ai băi zice, The Forest, așa. Ești prieten cu Gigi Becali, da, normal. Unde e satirica ta? Nu știu, s-a pierdut. Joci League of Legends sau alte jocuri? Nu joc LOL. Ți-am zis, joc ăsta, The Forest. Ai fost vreodată dat pe televizor? Nu cred. N-am idee. Crezi în videouri liniuțele pe care le postezi? Adică, ce să cred? Dacă sunt pe bune sau ce? În principiu, în videoclipurile pe care le postez sunt informații pe care le-am testat mai întâi, știi? Am căutat să văd dacă sunt pe bune sau ceva. Ai frați? N-am frați. Unde stai? În Buzău. Ce? Vei face un videoclip despre rosterul Cobra? Nu cred. Nu știu. Te uiți la anime-uri? Da, mă uit la Dragon Ball Super. Îți place Mimi? Nu. De ce să-mi placă Mimi? Ai iubită? Da. Ai prieten de la Buzău? Păi, da. Știi pe cine? Pe Science Facts. Nu știu pe Science Facts. Cum ți se pare YouTube-ul din România? Trist. Dar nu neapărat YouTube-ul, ci... nu știu, toată România în general, știi? Se pare destul de tristă. Stai așa. De ce ai vocea diferită de cea din videoclipuri? Păi, după cum poți observa, vocea mea diferă de la stare la stare, știi? Adică astăzi pot să am un timbru vocal, mâine altul și tot așa. Nu e static sau ceva. Se tot schimbă. Și bine, pe videoclip vocea e puțin editată ca să se audă mai ok. Că altfel s-ar auzi aiurea și nu cred că vrei să auzi un videoclip care sună de căcat. Ce voce e prea tare? Mersi, Mihai Eminescu. Mersi. Mă văd pe ecran. Foarte bine, Kim Tae. Să-mi spui și mie ce tai tu acolo. Așa, ce mașină ai? Păi am o Dacia Logan, cea mai tare. De fapt nu e, da, mă rog. De cât timp faci YouTube? Păi fac topuri de un an și nu mai știu, vreo 4 luni sau ceva de genul. Dar ți-am zis, înainte de asta am făcut și gaming, adică am avut un canal de gaming, tot cam așa, un an și ceva. Deci să zicem vreo 2 ani și adunați. Așa, ce părere ai despre Dragon Ball Super? Păi e super, nu? Ia stai, ce? Am văzut că a comentat domnul Science Facts. Sau stai prea aproape de microfon, stai ce? Stai că n-am văzut. Nu e de la stare, ai făcut ceva la boost, cred, că te auzi cu bas. Nu e de la boost, e de la un plugin sau ceva de genul pentru OBS. Da, chiar, ia stai să mă uit. Stai așa că îl putem dezactiva imediat. Imediat. Perfect, cred. Nu știu. Ia să vedem acum, se aude? Mamă, dar ce delay e să-mi bat piciorul. Cred că sunt 30 de secunde, pe puțin. Haide, încă aștept să-mi iau voce, știi? Din viitor. Ok, acum se aude mai ok, da?
spune-mi acolo în chat, dacă se aude ok. Câți bani iei din YouTube? O grămadă de bani. În jur de $100 pe lună. Astea în lunile bune, știi? Nu te aștepta să iau în fiecare lună $100 sau ceva. Salam, ce zice Florin, salam e viața, normal. Și moartea e, nu doar viața. World Fest, ce? Best Bass Boat. Ok, merci. Nu mai știu cum se numește aplicația. Adică nu e aplicație, e un plugin pentru OBS. Ce se numește? Stai că zic imediat. Se numește VST2.x plugin. Am mărit puțin. Cum ne vezi și la chestia asta? Sunetul de jos, știi, frecvența sunetului de jos. De aia se aude așa. Ai prieten de la Rimi cu sărat? Nu, chiar. Am de prin Focșani. Câțiva. Mai vreau videoclipuri cu metoda CRISPR. E CRISPR. CRISPR. Că tu ai făcut așa, bla bla bla. Care te face să fii atent. Păi, s-ar putea să mai fac pe viitor, știi? Câteva videoclipuri despre CRISPR. Dacă mai găsesc câte ceva interesant. Să vedem ce o să mai realizeze ăștia cu ea. E grele în România, adică grei fac. Da, normal. Așa. Ce mașină îți place, marcă? Asta e o întrebare grea. Păi îmi plac multe mărci de mașini, dar din păcate nu cred că o să mi le permit vreodată. Așa că mai bine nu le zic, știi? Ai mers cu avionul? Da, dar am mers în țară, în mare parte. Adică, o singură dată cred că am părăsit țara. Și asta când eram mic. Deci e destul de trist. Mihai Eminescu, ești pe YouTube, nu la TV. Normal. Așa, îl știi pe Virtual Wolfie? Nu-mi sună cunoscut, nu știu. Cum te cheamă? Dani. Am auzit că ești prieten bun cu Donald Trump, este adevărat? Da, normal. Suntem gen BFF-uri, știi, ce mai bun prieten. Ce-ți place să faci? Păi, în general, nu știu, să editez, să caut informații, să scriu. Din păcate, acum nu prea mai am timp. E tristă viața. Viața e tristă, man. Ce telefon ai? Un Samsung S6 Edge. Eu zic, salut, azi fac un giveaway cu un cont de Clash Royale. Dacă vrei să participi, intră pe canalul meu. Dacă vrei să ții bani, mai dă un comentariu de genul. Chiar te rog, Radu Nicușor. Îmi place vocea ta, e relaxantă și calmă. Mersi. Radu nu știa să zic rățușcă rămurică. Ei, nu mai spun. Al naibii Radu ăsta. Ești prieten cu Motan Show? Nu sunt prieten cu Motan Show. Nu am vorbit, deci da, n-am cum să fiu prieten cu el. Câți ani ai, Dani? 23. Ești la facultate? Nu sunt la facultate. Lucrez. De unde ți-a venit ideea cu World Facts? Am mai explicat asta. Bună seara, îmi place canalul, multă baftă și sănătate. Mulțumesc mult, Pohonțu Ovi. Ce? De ce ești nesimțit și de ce m-ai făcut prost? Adică... Detaliază. Și eu am un S6 Edge.
De ce nu ești prieten cu Mutant Show? Păi de ce să fiu? Dă-mi motiv. Spui numele? Nu. No. Ai greșit canalul dacă vrei să-ți spun numele. Canalul tău merită mai mulți abonați după ce content calitativ faci. Mersi. Ești prieten cu Interesting World? Da, am și colaborat în trecut. Și cu Panda Top, sunt prieten, măi, Panda Top. Ești bolnav? Nu, sunt puțin răgușit. Nu știu de ce. Probabil din cauza vremii. Am auzit că Vladimir Putin te-a invitat la ziua lui de naștere, este adevărat. Dar ce, numai Vladimir Putin și Donald Trump tot timpul mă invită. Papa, păi papa, stai, cum te cheamă? George Vulpescu. Ciao, Lez. Crezi că savanții ruși o să reușească să cloneze un mamut? E foarte posibil. Dacă vor găsi suficiente mostre de ADN și ADN-ul ăla să fie într-o stare bună, da, de ce nu? Ce e cu numărătoarea aia din dreapta sus? Păi, aș vrea ca videoclipul, ca live-ul ăsta să țină în jur de o oră, adică nu cred că ar trebui să țină mai mult. Mă rog, asta e în funcție de cât de repede îmi pică mie vocea. Că la un moment dat o să vezi că o să se audă ca naiba. N-ai ce face? Faci promovări. Nu. Live bățos like, frate. Mersi, Panda Top. Îmi dai mod? Nu dau moderator, ți-am mai zis. Ce înălțime ai? 1,79, aproape 1,80. Ești prieten cu PewDiePie? Nu. De ce mă ignori? Ce ți-am făcut? Nimic. De ce mi-ai zis ceva, smart boy? Dacă da, mai scriu o dată că n-am văzut. Încerc să mă uit după comentariul tău. Stoica nu-mi pasă. Nu știu, probabil nu vorbeai cu mine sau ceva. Te rog să-mi spui cum ai ajuns la suma de 101 abonați. Păi, am făcut videoclipuri și lumii i-a plăcut și s-a abonat. Nu? E o rețetă simplă. Probabil ai mai primit întrebările astea, dar eu abia acum am ajuns pe live. Câți ani ești, de unde ești? 23 de ani și sunt din Buzău. Ai o iubită? Da. Când faci fan meeting în Buzău? Nu știu. Când o să vrea lumea să ne vedem? Păi, în vedere nișa, că nu e una de vlog sau gaming sau ceva, știi, care să atragă publicul foarte mult, nu cred că o să vină multă lume, știi? Așa că, na. Mesaj retras. De ce? Ce ai scris acolo? De ți-ai retras mesajul? De kind ai, ce? Întemeiat calsulul. Ce? Nu înțeleg. Frate, ne dai Facebook-ul tău? Chiar vreau să-ți văd data. Ce cu data mea? Ok. Eu sunt din Mugești, Râmnicu Sărat, Buzău. Bravo. N-am fost pe acolo, nu știu cum e. De ce nu răspunzi la nicio întrebare? Păi mai dă-mi întrebări, că din păcate nu văd ce vrei. Ești mason, dar normal, de gradul 4200. Există pastile care să-ți facă părul drept sau creț? Nu, de ce ar exista pastile? Nu, nu cred. Îl cunoști pe Alex Cosna, de la Atenție Cadmere. Nu-l cunosc personal, am vorbit prin mesaje cu mult timp și cam atât. Deci, nu. Faci sală, am făcut, momentan nu mai am timp.
Care e cultura ta neolitică preferată? Nu știu. Nu prea. Mă încântă foarte tare. Faci istoria Hyundai. Momentan nu cred că o să mai fac videoclipuri despre mașini. Măi, te-ai speriat? Ha, nu. Faci sală și dacă da, vei face niște videoclipuri legate de fitness? Ți-am zis, am făcut sală, momentan nu mai fac. Și videoclipuri legate de fitness face Angel Fitness sau ceva de genul. Nu știu exact cum se numește. Cunoști un oredean? Probabil. Ești prieten cu Iohannis? Ok. Nu. Ești prieten cu 5 chestii interesante? Da, am mai vorbit. Gen, i-am mai cerut părerea câteva situații. Faci parte din Illuminati? Da. Tot timpul am făcut asta. Și tu nu știai. Cu ce editezi? Cu Adobe After Effects. E CC 2014. Pentru că e mai ok. Pot să folosesc procesorul la maxim, știi, care are multiprocessing. Și pot folosi procesorul la maxim. După părerea ta, cine? Tupac e mort? Da, e mort. De ce n-ar fi? Bun. Ai luat bacul că îl dau și eu anul ăsta. Bla, bla. Da, am luat bacul. Și succes, na, ce pot să zic. Pune-te pe învățat. Uite, bă, ce faci? Bine, bă, tu ce faci? Câți ani ai? 23? Am răspuns la asta de 40.000 de ori. Am pus o întrebare de 50 de ori. Răspunde. Ce întrebare? Că nu văd. Stai să mă uit. Să derulez să vedem. Dau de ea. Poate ai noroc. Nu găsesc. Nu știu unde ai pus o topaie de 50 de ori, dar mă rog. Descoperă lumea ta. Ce zice? Aștepți transplantul de cap din decembrie. Da, vreau să văd cum o să decurgă. Deși sunt puțin sceptic în legătură cu asta. Ești un saian? Sunt doi saian. La ce oră te culci? Destul de târziu. Având în vedere că mă trezesc dimineața. Nelson e viața, Nelson e iubirea. Cine pana mea e Nelson? Ăla, țiganul ăla, Nelson Mondial sau ceva? Ești amuzant și e plăcut să stau pe live. Mersi, Roma, comentatorul. De ce nu ne arăți fața? Că nu e ceva ce vrei să vezi tu neapărat. Succes în afaceri. Mulțumesc. Nu faci promovare. Nu, nu fac promovări. La școală ai avut ce poriclă Pokémon? Nu, de ce aș avea o poriclă de genul? Ce jocuri joci? The Forest, Paladins și cam atât. Bă, moșule, în ce te costumezi de Halloween? Pikachu. Ok, m-am prostit destul. De unde ești? Din Buzău. Ai jucat vreodată World of Tanks sau World of Warships? Dacă da, ce părere ai din unul dintre jocurile astea? Am jucat World of Tanks acum un an și pe atunci era destul de ok jocul și îl juca foarte multă lume. Acum nu știu, n-am idee că n-am mai jucat. Nu-mi place doar cel cu Escobar, dar ți s-a auzit vocea? Interesant. Mersi. De ce întrebările vin așa încet la tine? Pentru că e pus un delay de 10 secunde acolo să pot să fac și o față să-l citesc, știi? Adică să apuc să citesc mare parte din întrebări. Ce job ai? Fac asigurări?
sunt brokeri de asigurări. Asculți rap, da? Mare parte ascult cam orice muzică, mai puțin manele. Da. Te rog, ce? Te rog un episod despre pe care nu le știai, despre Apple. Da, să știi că vreau să fac despre Apple, că am făcut despre Samsung acum ceva timp și na, merită și Apple un episod de gen. Sper să ajungi la 1 milion de abonați și îmi place de la tine că nu înjuri, respect. Mulțumesc. Până o să ajung eu la 1 milion de abonați, probabil o să am undeva la, să zicem, 90 ceva de ani. Na, ce mai întâmplă? Te-am întrebat de 1000 de ori dacă ai copii. Nu, n-am copii. Momentan, probabil o să am pe viitor. Care e campionul tău preferat din Paladins? Eevee! Vând o bucată de World Facts. Succes! Fost vreodată la România au talent? Nu. N-am ce căuta acolo, n-am talent. Bagă web. Nu vreau. Obligă-mă. Intri pe Deep Web. Nu. No. Tu ești băiatul ăla care stă la colț și vinde petarde. Nu, eu sunt băiatul ăla de-ți vinde cuie. Dar nu știi tu, nu știi tu de-astea. O să mai faci videoclipuri cu sau despre desene? Probabil, nu știu. Câte limbi vorbești? Două, română și engleză. Și cam atât, momentan. Face 2 plus 2, 114. Ce întrebări. Îmi place la nebunie munca ta, felicitări. Felicitări și ție. Băi, mulțumesc. Salut, ce-am ratat? Vreo 40 de minute de live, cam atât. Ești prieten cu Killer Banana, nu? Dar mai pune întrebări de-astea, că m-am săturat de ele. O să ai copii cândva? Da, măi, Alexandra, măi, o să am, măi. Ce notă aveai la școală? Depinde în ce perioadă. Dacă te referi la, nu știu, 1-8, aveam note destul de bune. După, în liceu, au fost așa, mediocre, ce putea spune. Nu mai e mult și ajungi la 1 milion. Ești răcit? Nu, sunt puțin răgușit, nu știu de ce. Ce cu vocea asta? Mă sperie! Nenea Sky. Nu știu, bre. Nenea Sky. Care nu ești tu, Nenea Sky. Câți ani ai? 23 de ani? Când faci face reveal la 1 milion de abonați, fac face reveal, promit, gata. Ăsta o să rămână bătut în cuie, știi? Bun. Îmi place vocea ta, ai accent, e prea faină. Mersi. Nu știu, lumea zice că am accent. Lumea zice că sunt moldovean. Și moldovean răit și nenorocit. Da. S-a amuzant, ține. Pa. Pa, pa, pâine cupită. În ce oraș stai? În Buzău. Dacă nu-mi răspunzi, mă duc să mă sinucid. La ce întrebare să-ți răspund, boss? Nu te sinucide. Ești prieten cu Google, normal, și cu YouTube sunt prieten. Praf. Și pulbere. Zise, descoperă lumea ta. De ce, mă? De ce e praf? Când o să faci un video despre Skoda? Am răspuns, probabil... De fapt, nu, probabil. Momentan nu o să mai fac videoclipuri cu mașini, dar mă mai gândesc. Cine știe? Probabil peste o lună, două, trei. Habar n-am. Vedem. Stai aproape. Stai aproape. Poate, poate. Și eu sunt drăgușită și nu pot vorbi deloc. Firaria de boală. Da, nenorocită boala asta. E
Videos. Ești primul YouTuber care m-a băgat în seamă. Devin fan debutat și o să-ți dau un leu când o să te întâlnesc. Mersi, mersi. Ok. Îl știi pe descoperă lumea ta. Nu, dar comentează insistent pe canal și văd că își face promovare. Câți ani ai aplouat? Ce? A plouat mâine pe afară. Nu știu dacă a plouat mâine pe afară. Salut, îmi place vocea ta, respect, mulțumesc. Tokyo sau New York? Tokyo? E mai ok. Mână întinsă care nu spune poveste, nu primește pomană. Normal. Ce-am ratat? Am mai spus. 43 de minute de live. Mai ții minte când aveai tu 30.000 de abonați și ți-am zis că... Și ți-am zis, eu hai cu 100.000 și tu mi-ai răspuns, o să fac 100.000 când o zbura porcul. Uite că a zburat și ai făcut 100.000, dar n-am zis asta când o zbura porcul. De ce minți? De ce minți? Dacă n-ai iubită, eu le pierd. Păi am iubită, ieși și pun comentarii pe aici pe undeva. Uite, la tine ninge? Nu, nu ninge, Alexandra, nu ninge. La mine plouă. De fapt, nici nu plouă, doar bate vântul. Când o să faci un videoclip despre Tupac Shakur? Despre Tupac, nu știu. Deși e un subiect destul de interesant. Și putea să fac unul cu teorii despre Tupac. Ar fi ceva mai interesant, știi, că toată lumea zice că e în viață, că și-a înscenat moartea. Chestii de genul. Ar fi mai ok. Ce părere ai despre armele meteorologice? Care arme? Te referi la harp sau ce? Ne spui o poveste? Nu știu ce poveste. Nu spun povești. Salut, All Facts! Ai putea face un episod cu topul a celor mai interesante telefoane din lume? Telefoane vrei tu? Poate, nu știu, mă mai gândesc. Poate dacă insiști, o să fac. Man, ești șmecher. Mai fă videoclipuri de genul 10 lucruri despre Pablo Escobar. Păi da, am făcut deja despre Pablo, de ce să mai fac încă o dată? Și putea să fac despre El Chapo, de exemplu. Adică gen versiunea lui Pablo din ziua de azi. PNL sau PSD? PLM. Nu țin cu niciun partid. Sunt niște jeguri toți. Folosești o aplicație pentru voce? Nu e aplicație, e un plugin care doar mărește puțin frecvențele de jos ale sunetului. Am uitat cum le zice. În fine. Ești la facultate sau nu? Nu sunt la facultate, am un job. Când faci top despre Renault sau Renault? Nu știu, m-ai spus, probabil în viitor. La mine plouă, nasol. Cât costă PC-ul tău? N-am idee. Caută și tu componentele pe PC Garage și Mag sau pui mei, care mai sunt. Și vezi cât costă. Destul, vreo 1000 și ceva. Asculți melodia asta, Alibaba. A? Ce melodie? Nu știu ce melodie e. Samsung sau Apple? Samsung. Apple mi se pare așa, pentru oamenii de vârstă se laude că vai că ei au bani. De fapt, na. Știu? Dar pentru lăudăroși. De ce? Mă referam să faci tot despre oameni ca Pablo Escobar sau, de exemplu, Nelson Mandela. Păi, probabil despre Nelson Mandela o să fac, pentru că mi se pare destul de interesantă povestea lui. Vorbește mai tare, dă sunetul mai tare, că eu vorbesc destul de tare.
Băiatul cu 100 de ca, există Moș Crăciun? O să te dezamăgesc, nu există. Ce este cu numărătoarea inversă din colț? Alea sunt minutele rămase până când o să se închidă acest live minunat. Ce job ai? Un broker de asigurări. Și partezi graficul meu. Ești prieten cu Wolfax? Nu, nu-l cunosc. Asculți paraziții Chelo. Ascult paraziții Omladon. Ești un gamer în timpul liber. Ce la timp liber? Definește-mi și mie timp liber, că nu știu ce e ăla. De ce nu mai dă Edit și Edi la televizor? Probabil că erau prea obsceni. Și lumii nu i-a plăcut. Asol. Yay, mi-ai răspuns la întrebare. Cu plăcere, Hazard Low. Tu ce preferi, câini sau pisici? Mie îmi plac câinii, urăsc pisicile. Salutări de la Craiova. Mulțumesc. Salutări din Buzău. Ești foarte tare, mersi. Noapte bună. Noapte bună, Steel Games. Ce faci, mă? Răspund la întrebări. Boss, de când nu-mi răspunzi la întrebările pe care ți le spun, cred că viața mă urăște, mi-e sinucid. Nu. Păi ce întrebări? Ia, pune-mi o întrebare acum. Pune-mi acum o întrebare și o să-ți răspund la ea. Domnule sau doamna Electro? Faci video despre 10 cei mai interesanți zei. Sună bine. Nu știu. Poate să fac. Ce seriale urmărești? Păi urmăream The Vikings și Narcos m-am uitat. Am terminat momentan. Poate o să mai apară un episod în sezon nou. Sper. Nu știu. Vedem. Ce cam atât. Video despre Adidas. Ce aș putea să spun despre Adidas? Bă, numai 16 minute de live. Give me more, senpai. Poate să mai stau puțin. Îl știi pe Atenție Cadmere. I-am cerut odată părerea despre ceea ce fac și cam atât. Nu am vorbit mai mult. Ce părere ai despre Quick de la Călinacio? Despre Quick de la Călinacio? Nu știu. Călinacio nu e la poliția YouTube-ului sau ceva de genul? Vei face vreo colaborare cu... Vei face vreo colaborare cu Science Facts? Păi, probabil o să mai facem pe viitor. Asta depinde și de el, nu doar de mine. Vedem. Acum este timpul tău liber. Păi da, dar nu mă joc acum. Acum vorbesc cu voi. Ai timp liber, liber pentru câinele tău? Da, când ajung acasă. Nu mai joc cu el. Are 23 de ani. Exact. Vezi? Ce zodie ești? Pești. Ești sexy? Nu sunt sexy. BC cu Wolfpack TS. Sunt zeutăzii. Suntem zeutiții? Ok. Ești parte din aceeași familie YouTube. Poți să faci un top cu cei mai corupți politicieni din România? Asta e un pleonasm, cei mai corupți. Păi toți sunt. Nu cred că există vreunul care să fie mai corupt ca celălalt. Ai iubită? Da, era prin comentarii mai devreme, acum văd că a ieșit.
Ai fost într-o relație cu tequila. Am fost cu vodka într-o relație. Salutări din Crevedia. M-au zis Crevedia. Se pare că am fost toată pe acolo. Mersi, păi salut din Buzău. Ce rasă e câinele tău? Ciobănesc german. Și eu sunt pești. De ce nu-mi răspunzi? La ce? Stai așa. Nu văd întrebare. Sunt un nenorocit, măi. De ce nu-mi răspunzi la întrebare? Păi stai că nu văd ce întrebare. Cristi, bă, Cristi, ai o întrebare, frate. Pune întrebare dacă vrei să-ți răspund. Când faci YouTube, când faci video 30 de lucruri despre YouTube, 30 vrei tu neapărat? Ah, ia uzi, muie și ție, boss. Respect pentru Zidie. Ce e Zidie? Îmi plac pătrățelele tale. Ce pătrățele? Eu n-am pătrățele, am cerculețe. Ce voce tare ai, nu-i adevărat? E tare. Îl cunoști pe Ora Digitală? Nu, dar i-am urmărit câteva videoclipuri. De ce existi? Ca să-ți fac viața ție mai nasoală. Să-ți fac un calvar de exist. Salutări din Chișinău. Mulțumesc. Arată-ne fața ta. De ce? Așa, salut din Piatra Neamț. Ok. Dar întrebări avem și noi? Salutări din Roșiori de Vede. Din Roșiori de Vede, ok. La ce te youtuber din România te uiți? Nu mă uit la youtuber din România. Adică, mă rog, nu mai uit la câțiva. Gen Yuda the Roadrunner. Scuze, boss-ul, am vrut să scriu însă. Aia nu mai spun. Și te-a corectat telefonul sau ce? Îmi faci un telefon? Ce? Îmi faci un telefon că l-am mâncat din greșeală, l-am confundat cu pâine. Ok. Ok. Am înțeles. Nasol. Ce mai faci, World Facts? Vorbesc cu voi, răspund la întrebări și chestii de genul. Adică, nu știu, chestii plictisitoare. Probabil o să vă plictisească vocea mea. Câți ani ai? 23 de ani. Când mai vin în Crevedia, nenea? Nu știu, când o să am timp. Salut, ce voce deep ai. Dacă știi cum zic... Ai voce de moș. Păi pentru că sunt un moș. Am 23 de ani. Deci sunt destul de bătrân. Ce părere ai despre cine? Max Infinit. Nu știu, ok. Nu urmăresc. Mă dau un vânt după gaming. Respect. E cam virusat telefonul. Ascult. Ce muzică asculti? Hip-hop și muzică asta de se mai dă pe la radio. Gen ce ascultă în mașină. Îți place gaming-ul? Nu neapărat. Numele tău real? Vrei prea multe deja? Deja te întinzi. La 23 de ani faci live pe YouTube, ăsta e viitorul. Am văzut persoane de 40 de ani care făceau live și gameplay-uri pe YouTube, deci, cred că da, ăsta e viitorul. (Coughs)
Mă uitam la un video de la iRafael când am primit notificare pe telefon că faci live. Ai auzit de iRafael? Am auzit de iRafael. E unul dintre tipii cu 1 milion de abonați din România. Iubita ta e gay. Nu e iubita mea gay. De ce te interesează persoană gay? Scauți și tu iubită sau ce? De unde ești? Din Buzău? Tu meriți 7 milioane. Dar de ce 7 milioane de abonați, gen? De ce 7? De ce căcat ți se aude vocea așa? E magie, boss. Se numește plugin. Și modificat, cum zice, frecvența la voce, știi? Alea, nu înaltele, celelalte. Joasele, știi? Adică le-am ridicat puțin de aia sau de așa. E prea mare delay-ul. Știu că e mare, nu am ce să-i fac. Nu înțeleg de ce... De ce durează 30 de secunde în puii mei până când... sau ceva de genul până când apare live. Vrei să ai copii? Da, vreau să am copii, dar nu acum. Faci vocea intenționat sau așa ești tu fumat? Dar nu sunt fumat. Și nici nu fac vocea așa intenționat. Vorbesc normal, nu știu de ce se aude. Adică ți se pare ție că se aude ciudat sau ceva. Cât câștigi din YouTube? În jur de 100 de dolari pe lună. La 24 de ani fă live de 1 oră. Ok. Deci mai durează. Cam în... să zicem 5 luni, cam așa o să fac un live de oră, special pentru tine. Și prieten cu Smenta, normal. Facem reclame împreună. N-ai văzut? Am făcut și o reclamă la, cum zice, la Binatex. Da. Totuși ai puțini abonați pentru contentul care îl faci, pe care îl faci. Păi, am puțini abonați că, na, vocea mea nu e foarte, foarte ok. Cât câștigi din YouTube? Am mai răspuns la asta. Câți ani ai? 2 ani am, uite, ți-a răspuns Elena. Am 2 ani. Ok. Te uiți la 5 chestii interesante. Da, mă uit. Ești sexos, măi pisicel. Plodul lui Dorel. Nu știu dacă să zic mersi sau să nu zic nimic. Așa. Ai citit ce-am scris? Dacă citești asta, ești boss. Și eu, desigur. Nu sunt boss. Câte miliarde ai? Păi, miliarde de miliarde. Mănânci pizza? Acum nu. Da, mănânc în general. Ești romin? Da, sunt romin. De unde? Din Buzău, că sunt și eu din Buzău. Din apropiere de Buzău, nu chiar din oraș. Salut din Pitești, salut! Dacă bunica ta face gem, gemul ce face? Nu știu. Ce face gemul? N-am idee. Ești rasist? Nu. Sunt indiferent, aș putea spune. Uite, g. Spune că e gay. Păi na, e decizia ta. De unde ți-a venit ideea de a face tocmai topuri? Am mai explicat asta la început. A fost o idee sugerată de niște prieteni. Te-am întrebat cum ai suma de 101k de abonați, fiindcă nu reușesc să fac o sumă bună de abonați. Am de 5 ani canalul pe YouTube și am 28 de abonați, deși postez în fiecare zi. Păi depinde ce postezi. Ia stai să mă uit să văd ce postezi tu, domnule Electro. De fapt stai, Electrobeat90. Că
că mai e încă un electron. Accesează canalul. Ia să vedem ce postezi tu. Uite, promovare G-Master. Minecraft. Păi, poate ar trebui să treci mai, nu știu, să treci mai departe, să nu mai faci Minecraft. Să faci ceva mai educativ, poate. Îți place geografia? Da. Ce telefon ai? Samsung S6 Edge. Ești prieten cu Jimmy Hex? Nu chiar. Adică am vorbit. Era vorba să facem un videoclip împreună mai de mult. Doar că nu s-a concretizat nimic până acum. O să faci o comparare PS4 Xbox One. Nu. Păi nu le-am, n-am cum să fac o comparare între ele. Salut, Vlad Mocanu. Ești născut pe 26 martie? Nu, pe 26 sunt născut pe 6 martie. Deci ai fost pe aproape. Mizil, nu. Dacă sunt din Mizil, nu sunt. Ce întrebare tâmpită, fii atent. Dacă fac sex cu un cal, va ieși un centaur? Nu știu. Încearcă și vezi ce o să iasă. că meriți. Nu mai știu ce mi-ai scris mai devreme. Înainte să intru pe live, mă uitam la un videoclip de-al tău. Păi și ți-a plăcut videoclipul? Există extraterestri? Este Adolf Hitler în viață? Este tot universul un simulator? Nu știu. Extraterestri probabil există, adică ar trebui să existe într-un univers care e aproape infinit, ar trebui să existe mai multe forme de viață, neapărat extraterestri. Așa, dacă Hitler e în viață, nu, a murit săracul. Știți care e profesia preferată a lui Pomohaci? Să fie dascăl, lanu, grădiniță de băieți. Ok. Te uiți la iOmor? Nu. Ce m-aș uita la iOmor? Bă, de ce nu răspunzi? La ce să răspund? Ce profesie ai? Asigurator. Te asigur că... Nu știu că... Te asigur că ți-au banii, gata. Hai. Ești răcit, ești răgușit, nu răcit. Îl cheamă Daniel, cu casă în pom și pomul în aer. Exact. De ce nu ești prost? Păi, nu știu. Ca să fiu și mai prost, maybe. Coaie, nu le spune copiilor că fumezi, ori să înceapă și ei. Păi dacă le spun eu că fumez, nu înseamnă că că trebuie să fumeze și ei sau ceva. Uită-te la intro-ul meu de pe canal, te rog frumos. Ți-a șters comentariul. O să-l șterg, de fapt nu e șters încă, momentan. Zotec, câți ani ai? 23. Ia uzi, dacă Pomohaci ar avea o oră, știți care ar fi? Ora de sexologie. E bun. Păi da, răspund la întrebări. Ești la facultate? Nu sunt la facultate. Unde stai în Buzău? În apropiere de oraș. Nu o să zic locația exact acum. Deja vrei să știi prea multe. Că Dani, mă cer cu un prieten, e adevărat că un om a ridicat i-tonă, probabil o tonă. Nu știu. Caută și tu pe Facebook. Pe fel, da. Ce tot am cu Facebook-ul? Adică, de fapt, știu, trebuie să fac un videoclip despre Facebook.
nu știu, caută pe Google și vezi dacă va ridica sau nu. Dacă mi s-a fundat nasul, dai o clipă. Așa, bun, perfect. Ce mașină ai? O mașină șmecheră. Un Logan. De ce faci live la 100 de K și nu la 200 de K? Pentru că o să fac 200 de K peste vreun an sau doi. Cine știe. Lucrez la casco. La casco, la percea. La casco e mult de completat și mi-ele. Nu mai minți, știm cu toții că ai 2 ani și că eu am 10 ani și știu mai bine ca tine. Hai, da. Nu mai spune, tu nu minți. Salut din Năvodari. Salut, Electro. Câți ani ai? 23. Ce se întâmplă dacă turnăm o găleată de apă pe soare? Nimic. Se duce, nici măcar n-apucă să ajungă găleata aia pe soare ca să poți tu s-o torni. Stă în Similească. Nu stau în Similească. Crezi că în viitor vom putea cuceri tot universul? Nu. Imposibil. Băi, răspunde, o să mai faci videoclipuri horror? Da, doar că nu... Nu știu. Nu prea curând sau ceva. Așa. Ai fost prin Dorobanți, unul din Buzău? Acum de curând sau cum? Că nu înțeleg întrebarea ta. Chiar îmi prinde bine live-ul după ce m-am certat cu proprietarul unde sta proprietarul. Păi mă bucur, nu știu, mă bucur că te liniștește sau... Te face să te destinzi. Ce piesă e pe fundal? O găsești în descriere. Îl cunoști pe Voicu. Cine-i Voicu? Nu știu, cine-i Voicu? Întrebare serioasă. Cum să fac RCA la tine? Îmi dai mesaj pe Facebook, pe pagina de Facebook și zic unde poți veni să faci. Salut din Ploiești. Salut, din Cătă. Muzica se aude mai tare ca tine. Păi o dăm mai încet. Gata. Perfect. Acum e mai bine. Este să văd. Să văd și eu cum se aude. Bă, chiar că se aude ceva mai tare decât mine. Așa. Acum ar trebui să se audă ok. Sper să se audă ok de data asta. Ai răcit? Nu, sunt puțin răgușit. Ce părere ai despre sistemul de învățământ? E zero, gen. Adică nu-ți oferă un viitor. Nu ține cont de imaginație sau creativitate. Vreau să fii, nu știu, liniar. Adică să fii un pas cu turma. Dacă înțelegi ce zic. Mai faci videoclipuri despre spațiu sau planete? Păi, ar cam trebui să mai fac unul, dar că încă nu e gata, adică nu am găsit suficiente informații. Am material pentru un top 2, deci mai trebuie să mai găsesc măcar să fie un 5 acolo, un top 5. Ești un om rău, da, foarte rău, cel mai rău. Vă așteptăm la comanda continuă. Ce comandă? Nu știu ce comandă. Mă ajut să-i bat pe ăia care au dat dislike. Normal, hai să-i batem. Cum te numești pe Paladins? Vreau să-ți dau ad să-ți arăt cum joacă un nou profesionist. Cum mă numesc pe Paladins? Nu mai știu. Skycreacher sau ceva? Sau WolfFacts YouTube, parcă, uite așa. Mi se pare că asta era numele. N-am mai intrat pe Paladins de ceva timp.
Așa, deci World Facts YT legat. La ce se referă sindromul? Nu e sindrom, e efect. Efectul Mandela. Adică gen mai multe persoane au o amintire asemănătoare asupra unui eveniment, chiar dacă amintirea aia nu e reală sau ceva. Cum a fost cu Mandela? Că de acolo provine. Și o stai că citeam ceva. Faci un top despre cele mai proaste arme de foc din istorie. Se pare că a mai fost făcut de 11.000 de ori. Dar dacă e să găsesc ceva mai nou, o să fac. Când o să-ți schimb microfonul? De ce? Ce are microfonul meu? Despre mine era vorba că sunt mai mulți electro. Nu despre tine, electronic Apple. Era electro normal și electro... Am uitat, IT ceva. Din ce zonă ești? Un accent interesant. Din Buzău, deci din Muntenia. Pentru toți inteligenții care zic că Buzăul e în Moldova. Știi? Salutare din București. Salut, Andrei Edi. Și prieten cu Mind Show. Nu știu cine e Mind Show. Bine, hai să-l batem pe prostul de Călinacio și pe sclavii lui care au dat dislike. Dar ce treabă avem noi cu Călinacio? Sau cu persoanele care se uită la el? Și de ce ar trebui să-i judecăm? Nu știu, zic și eu. De ce 8 oameni au dat dislike? Nu știu, că nu le-a plăcut vocea mea sau ce am zis sau ceva. Vin să-ți tai cablul la net, bă. Haide, băi, Bogdane, bă. Dar vezi, poate vii și cu niște bani. Dacă tot îl tai, știi, să poți să-l pui la loc. Care au fost desenele copilăriei tale? Păi le-am făcut într-un videoclip. Nu le mai repet. Îți place... pescuitul, la nebunie, mi se pare cel mai plictisitor sport, ca să zic așa, sau hobby. Boss, ai numai 5 dislike-uri, nu știu, boss, câte dislike-uri am, că nu văd, dar te cred pe cuvânt. Bogdane, ăștia comunică între ei, fel de strigă de la de împerechiere. Efectul Mandela. E indus, induse de ceva anume. Ce părere ai despre Mutant Show? Păi îi place să copieze cam mult. Și cam atât. Asta e toată părerea. Copiază, traduce și cam asta face. Nu e original deloc. Ești prieten cu top 8? Nu. Adică nici măcar n-am vorbit. Deci nu pot să zic că suntem prieteni. Salut din Plopeni. Salut, Turbo Rebel. Cine a făcut Benaralul? Benaralul? Bannerul? Sau ce? Dacă te referi la banner, e făcut de mine. Bannerul de la canal. Care is youtuberul tău preferat? Nu am un youtuber preferat. Ai Ebola, normal. Și tu ai. Iar copiii spălați pe creier care cred căcălin controlează tot hate-ul din YouTube România. Dar e părerea fiecăruia, nu... pasionează scandalurile sau certurile din YouTube-ul din România. Sunt indiferent. Vocea asta e editată sau chiar așa este? Piesa e foarte liniștitoare. E puțin editată. Adică...
Stai să mă uit cum se numesc alea. Frecvențele vocii care sunt mai joase sunt ridicate puțin. Și prin asta mă refer că e editată. Câți ani ai și ce profil ai urmat la liceu? Matematică, informatică, mateinfo. Asculți Gemsy? Am ascultat. În trecut. N-am mai ascultat de mult. Crezi că va apărea Metin 3? De ce mi-ar păsa mie dacă apare Metin 3? Nu mă dau în vânt după Metin. Ai jucat vreodată Metin? Da, am jucat mai de mult. Acum 10 ani. Sau ceva de genul. E strigă de luptă, băi. Da, normal. Crezi în Dumnezeu? N-aș putea spune Dumnezeu. Cred în o forță care e mai presus de noi, nu neapărat Dumnezeu. Pentru că, na, de ce aș face asta? Sunt atâția Dumnezei. Dacă stai puțin să te gândești, știi, sunt câteva mii de religii. Ce te face să crezi că asta e aia reală sau ceva? Știi? Eu sunt la mecanică. Oho. Nasol. Ia zi, băi, Leo, cum e la mecanică? Inginerie, chestii? Că știu că îți place asta, știi? Salut din Broșteni, Buzău. Salut, Rareș Stan. World Facts și Science Facts, echipa de topuri. Dar mai sunt și alții pe lângă noi. Bă, gramatica aia, bro. Ce are gramatica mea? Ce părere ai despre... Așa. Jibubigule. Ce dracu e aia? Jibubigule aia, chestia aia. Nu știu. Nu am idee la ce te referi. Ce părere ai despre Colo? Păi, nu știu, e foarte tare, face foarte mulți bani din live-urile pe care le face și cam atât. Nu știu, nu mă uit la el. Nu mă pasionează. Am văzut câteva videoclipuri. Așa. Bă, anunț de interes public. Fac termopane. Serios, vreau și eu. Le faci pe Monca sau cum? Cum te numești? Dani... Dar nu Dani Mocanu. Dani Simplu. Era greu la mate... Ce? Mate Info, că eu sunt clasa 9 la Mate Info. Depinde de profesorii pe care ai. Ai iubită, da? Bă, eu mă dezabonez că dacă nu-mi răspunzi. Păi da, ți-am răspuns. Ia să vedem ce întrebare mi-ai pus tu. Stai așa, stai așa. Ultima întrebare pusă de tine. Deci YouTube. Ro. Ce mașină vrei să ai dintre cele filmate, cum ar fi Bugatti, Audi, Dacia, BMW? Păi aș putea să exagerez și să zic direct, nu știu, Lamborghini sau Bugatti. Doar că nu o să le am niciodată. Eu și am un salut din Bacău. Salut, The Pro Gamer. Vrei să fim prieteni? Da, de ce nu? Salut din Pitești. Zim numele. Nu vreau. Haha. Inginerie electrotehnică, coaie. Bine, coaie. Eu învăț la Colegiul Național Bogdan bla 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 HDU bla 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 din Buzău. Nasol. Destul de trist. Corectează-te în pâlă, mă. Dar nu vreau. Cum o cheamă pe iubita ta? Alexandra. Ce religie ești? Niciuna. Ce părere ai despre Neo You Know?
Now You Know e un fel de Motan Show. Și cam atât. Adică ambii au aceleași obiceiuri, ca să zic așa. Ce grupă de sânge ai? Nu știu. Chiar nu știu. Salutări din Arad. Salut Electro Beat 90. Ei sunt prieten cu un YouTuber. Crezi că România mai are vreo șansă să devină o țară evoluată ca celelalte sau s-a dus pe pulă? Depinde de oameni. Știi? Adică oamenii decid asta. Și în momentul de față nu prea cred. Pe viitor cine știe. O să vedem. O să vedem. nu e atât de rău. Ce anume? Ah, HDU. Ok. Se intră, mare parte sunt oameni cu bani pe acolo. Ești de dreptaci sau stângaci? Dreptaci, dar pot să-mi folosesc și stânga destul de bine. Nu e atât de rău, am citit asta. Când vine un episod nou? Marți, probabil. Bă, Dani, numai eu urăsc youtuberii de topuri cu accentul ăla urât de moldovean. Nu știu. Lumea spune că eu am accent de moldovean. Așa e, am accent de moldovean? Hm? Care-i scopul vieții? Păi scopul vieții e să-i dai un scop, sau un sens. Cred că pare un scop sau ceva. Nu știu. Încă nu l-am descoperit. De ce înjuri? Dar nu înjuram, doar citam comentarii. Zopi TV plus Wall Facts egal. Nu știu. Zopi Facts. Adică ești ambidex. Ambidex trup, poate. Nu chiar. Nu pot folosi chiar atât de bine. Cu ce youtuber ții legătura? Cu Science Facts și cu Panda Top, am mai vorbit. Și cam atât. Îți place fotbalul? Nu. Ți-a luat bătaie vreodată? O singură dată, dar n-a fost cine știe ce. nu ai accent de moldovean absolut deloc. Păi așa ziceam și eu, doar că unele persoane nu știu, exagerează, știi, și consideră accentul meu ca fiind unul de moldovean sau ceva. Care e sensul universului? Nu știu, n-am idee. Scopul vieții e să fiu prieten cu tine. Deja sunt. Yeah, bravo! Termopane, haideți la termopane de toate mărimile. Ok. Interesant comentariu. Foarte educativ. Bravo. Eu merg să mă sinucid dacă nu mă bagi în seamă, pa. Scuze, nu te sinucide, domnule Mr. Suicide Guy. Hai, nu te sinucide. Pare rău, iartă-mă. SF, tu și top 8 youtuberii mei preferați. Păi, mulțumim, aș putea spune. Ai avut ce super calmă, mersi. Care e mâncarea ta preferată? Nu știu, n-am idee. Îmi place să mănânc. Atât. Nu e preferată, ci doar îmi place să mănânc. Ce gen de muzică asculti? Hip-hop și chestii de pe radio. Vrei să fim prieten, boss? Da, boss. Electro Beat 90. Bă, a început ai omor. Firai Ace. A fie, decât trebuie să înceapă când e live. Nu știu, niște oameni răi. Câți ani mai faci YouTube?
Nu știu. Asta depinde de voi. Dacă o să vă mai placă peste un an sau doi sau trei sau zece ceea ce fac. Și dacă o să mai am timp. Câți ani ai, mă, coaie? 23, mă, coaie, mă. Am mai răspuns la asta de 4.000 de ori. Caloriferele sunt încă în stoc. Haideți, cât sunt calde? Acum vă vindeți calorifere sau ce? Te uiți la Game of Thrones. M-am uitat la câteva episoade și nu m-am pasionat. Mă plictisește. Nu am răbdare necesară. Care e diferența dintre word facts și science facts? Că el postează mai rar și face videoclipuri mai interesante decât mine? Nu știu, zic și eu. Și are o voce mai faină, da? Ai religie? N-am. E singurul YouTuber cu care am vorbit. Păi, probabil o să mai fie și alții. Cronometrul este la 0-0. A și dispărut din câte văd. Trebuia să închid acum mult timp. Dar nu-i baie. Ce părere ai despre MC Nebunul? Are un timp vocal foarte tare. M-am uitat la două melodii de ale lui. Parcă două erau. Da, ăla cu ceva despre youtuberii din România. 1 și 2, știi? Părțile la două. A fost destul de interesante. Îți place tenisul? Nu. Îți place să vizitezi țări? Ce țară ai prefera să vizitezi? Și prefera să le vizitez pe toate. Din păcate nu cred că o să se întâmple asta foarte curând. Din păcate. E din titlu, ce anume? Te salut din Germania. Salut, Challenge and Pranks TV. Îți place basketul? Da. Să zicem. Am sarmale, haideți la sarmale. Ok, poftă bună. Ce aveai de gând când te-ai apucat de YouTube? P.S. Dacă nu răspunzi, vin la tine și te... Bip, 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 în bip, bip, bip. Ok. Ești rău. Ești foarte rău. Deci ce aveam de gând când m-am apucat de YouTube? Nu știu, să fac ceea ce îmi place. Simplu. Și atât. Între timp s-au mai schimbat lucrurile. Dar nu foarte tare. Tot fac ceea ce îmi place. Ai frați sau surori? Am o soră mai mică. Te uiți la Codrin Bradea? Nu. Haha. Mimi e iubita ta? Nu. De ce ar fi iubita mea? Mimi e iubita tuturor. Câți ani ai? 23 de ani. Ce părere ai despre La Mișto? Nu știu, nu urmăresc. Dacă nu-mi răspunzi, fac spam cu întrebări. Cum te cheamă, Dani? Gata, ți-am răspuns. Potolește-te acum. Ce părere ai despre Jimi Hex? E ok, atât. Bam, spam cu sarmale. Yay, sarmale. Sarmale. Eu sunt sora ta mai mică. Nea. Cât să n-ai? 23. Băi, cam atât o să fie cu... cu live-ul ăsta, știi? Am stat destul. O oră și jumătate. Deja începe să mă lase vocea, știi? Și asta e nasol.
Deci o să ne auzim în următorul videoclip. Până atunci, nu știu, puteți să mai lăsați întrebări în comentarii. A, și live-ul ăsta o să apară pe canal după ce o să îl fie procesat sau o chestie de genul. Ți-ai găsit vreo iubită de curând? Da, pe una Alexandra, dar nu știi tu. No, bun, păi v-am lăsat o seară plăcută în continuare și ne auzim data viitoare.